Ce zice despre pandemie? Păi zice un lucru cam în felul următor. Băi, eu n-am scăpat de ea. Hai să fim serioși. Și o spune când a scris articole în primăvară, când toată lumea s-a scris așa, și în vară, da? N-am scăpat de ea și nu știm costurile. Hai să vedem cum o rezolvăm. Cum rezolvăm și asta și problema spinoasă a corecției. A corecției bugetare. De ce e spinoasă? Pentru că o corecție ne lasă să facem câțiva ani buni. Da? Și de fiecare dată, de fiecare dată, din considerente electorale, și nu e numai la noi chestia asta, la noi e mai mult, ciclul electoral fiind de numai 4 ani, când se ajunge înaintea alegerilor, nu mai faci niciun fel de corecții, faci politici macroeconomice, prociclice. Păi de câte ori n-a încercat Banca Națională să arate cât de periculoase sunt politicile prociclice? Că nici cel puțin proverbul românesc nu respect că să faci vara să nu ieși iarnă. Apar alegerile, gata. Am ajuns cu Florin Georgescu, ministru de finanțe și vicepremier, am ajuns și la deficit extern și la deficit bugetar nu rezonabil, extraordinar înainte de 2015. S-a apropiat ciclul electoral, s-a ales praful de tot efortul făcut între 2010 și 2014 pentru corecție. Da, este. Aparițiile lui Daniel sunt pe chimare. Bă, fiți atenți că o corecție nu se face și un procent din PIB. Pentru că trebuie să strângi cureaua într-un fel și să vezi cine o strânge, la ce nivel o strânge, cum se strânge. Este foarte greu de făcut. Mai ales dacă ai destrâns numai puțin de 5 sau 6 procente din PIB. Și o întinzi pe câțiva ani foarte bine, că nu se poate altfel. Crezi o recesiune și deficitele vor fi mai mari. Spune el, dar spun și eu. Și asta este adevărul. Să faci o corecție, să pare, hai, mai reduci deficit. Păi, bă, știi ce înseamnă asta? Știi consecințele? Ești economist sau ești nu așa, visător? Să crezi că lucrurile se fac ușor? Nu se fac deloc ușor. Păi nu, lăsăm inflația. Stai puțin, cum să lăsăm inflația? Citiți-l să vedeți. Și dacă lăsăm inflația, ce face? Cine plătește nota? Numai cei săraci, nu sunt destul de sărăciți? Ai o viziune asupra costurilor sociale? Poate societatea să facă așa ceva? Și apoi, hai să fim serioși, credeți că funcționează? Dacă inflația crește, credeți că salariile, presiunea salarială nu vine imediat pe locul imediat din urmă și anulează orice corecție pe care poate să facă inflația și pe la urmă nu intri decât într-un fel de spirală. De câte ori trebuie să dăm cu capul de o asemenea chestiune? Nu, lăsăm cursul. Ce face cursul? Lăsăm cursul și face corecția deficitului extern zău. Cum face corecția? Păi, știți, stimulează exporturile, descurajează importurile zău. Credeți că numai acolo e problema? Păi vă dau două cifre. În 2020, deficitul extern 5%, deficitul bugetar 9%. Ce spune asta? Că sectorul guvernamental este cel care creează deficitul în totalitate, mai mult decât atât. Înseamnă că sectorul neguvernamental e în surplus. De la 5 la 9%, cu 4%. Nu? Cifra e clară, că așa e. Deficitul de cont curent egal cu deficitul sectorului guvernamental, suma algebrică cu plus situația sectorului neguvernamental. Și atunci ce fac? Sper că deprecind cursul, mai pot să stimulez surplusul neguvernamental, că nu se împacă deficitul balanței de plăți cu deficitul sectorului privat. Ăla poate să fie în surplus. Înseamnă că deficitul și la comercial e creat în special de cheltuielile guvernamentale. Nu?
măresc cheltuielile guvernamentale, da, cu, pentru că o bună parte din plata datoriei externe se face în valută. Și care e rezultatul? Micșorez deficitul de cont curent? Nu. Nu asta e soluția. Soluția este corecția bugetară, care să fie foarte clar, și așa o spune el, și eu în calitate de guvernator dau și acest mesaj, nu se face ușor, inclusiv datorită acestor, să zic, situații politice, uneori de neînțeles, și a ciclului electoral. Ciclul electoral care la 4 ani, chiar dacă ai făcut un efort din experiența de 30 de ani, vine să ne lovească.